Merci beaucoup. On va tout de suite passer euh, à la dernière euh, intervention euh, de la session F avec euh, la communication Frameworks of Myth euh, de Josefina Blasani Bato, euh, qui euh, parmi euh, de multiples affiliations, euh, euh, notamment à l'Arizona State University, est directrice euh, du Centre de langue et culture romaine à l'Université des langues de Bakou en Azerbaïdjan et euh, qui est également maître de conférence à l'Institut de langue roumaine de Bucarest et euh, à l'Université de Bakou. Nous vous écoutons, Madame, euh, Madame Blasani Bato. Pentru prezentare. Nu știam exact în ce limbă și cum urma să, să vorbesc. Inițial am dat textul în limba engleză, apoi, văzând că lucrurile se întâmplă în limba română, mi-am schimbat și am făcut prezentarea în, în limba română. Ceea ce vă rog să-mi comunicați dacă se vede prezentarea mea, da, ok. Deci, ceea ce veți uh, vedea aici, de fapt, este uh, partea teoretică uh, pe care am, uh, am uh, uh, utilizat-o uh, atunci când am uh, făcut-o cercetare mai largă în ceea ce privește simbolismul solstițiului de vară, respectiv sânzienele. Deci nu este vorba doar despre sânzienă, ci despre o uh, temă mult mai generoasă care avea în, în uh, vizor mai multe, mai multe elemente. Uh, prin urmare, atunci când vorbim despre, despre mit, de ce mă interesa pe mine acest lucru? Pentru că încercam să-mi dau propria mea definiție uh, care să mă ajute la nivel conceptual să găsesc o formulă de a analiza ceea ce mi-am propus pe mai multe niveluri, având în vedere că lucrarea urma să fie o lucrare interdisciplinară, iar analizele vizau atât analize mitologice cât și folclorice, etnografice și, bineînțeles, partea de literatură. Prin urmare, Mă interesa această perspectivă uh, comparativă a fenomenelor asociate solstițiului de vară și încercam să, uh, să privesc acest lucru din mai multe perspective, uh, fiind interesată de faptul că vorbim despre un fenomen cultural dinamic uh, și uh, acest fenomen cultural, ceea ce mă interesa pe mine, uh, era să scot în evidență elementele de continuitate și de discontinuitate, pentru că ele, mai ales în ceea ce privește celebrarea, Solțițiului de vară în România au avut foarte multe elemente de discontinuitate. Cum am structurat, sau, mă rog, care era viziunea a ceea ce urma să se întâmple. Am vorbit despre semnificația solstițiului de vară, asemuită sau făcând această analogie a ciclului vieții cotidiene și am vorbit despre naștere, adică elementul de ancorare în mitologic, am vorbit despre nuntă în practicile folclorice și am vorbit despre practicile folclorice ocazionate sărbătorile Sânzienelor și apoi despre moartea, ca să spunem așa în ghilimele, a, a acestui mit, dacă vorbim la nivel conceptual despre el, prin resemantizarea semnificațiilor la nivel uh, individual pentru că au fost transpuse în texte cu caracter ficțional. Um, mă rog, aici ca și metodologie, tehnicile calitative, studiu comparativ, descrierea etnografică. Um, mă duc exact la tema pe care am pus-o pentru astăzi ca să vă, să vă explic de ce am ajuns sau de ce am avut nevoie să exist, să am propria mea definiție în momentul în care am lucrat uh, cu această tematică, uh, aici vedeți uh, am, am împărțit sau, mă rog, am încercat să fac o clasificare a lecturilor în cea, uh, teoretice uh, despre mit. Uh, nu vă ascund că uh, m-am luptat cu, foarte, cu o bibliografie extrem de vastă, mitul are peste o mie și ceva de definiții. Prin urmare, am, am lucrat pe mai multe texte, având luând în considerare abordarea sociologică și etnologică, apoi cea fenomenologică, cu aceste subcapitole, da, antropologia culturală, structurală, semnul lingvistic, și apoi mitanaliza. Um, și ceea ce uh, m-a interesat, mă rog, ceea ce m-a interesat pe mine a fost uh, apoi să ajung la această abordare de tip uh, hermeneutic, uh, din unde vorbim despre mitul în perspectiva, din perspectiva istoriei religiilor, uh, premiza filozofiei sau un element constitutiv al istoriei culturii. Uh, și uh, există și aceste uh, structuri sau elemente discursive ale mitului în viziunea lui. Am, în special am lucrat pe Mihai Coman. De ce era necesar acest lucru? Pentru că, în momentul în care vorbeam despre această perspectivă comparativă, luam în considerare mai multe elemente. Scopul meu final, fiind acela de a demonstra că vorbim, în cazul acestei sărbători, despre o posibilă androginie cosmică. O să ajung să vă explic și despre asta în momentul în care, dacă mai este timp, să o prezint câteva imagini. Deci, în momentul în care vorbim despre mit, vorbim despre relațiile care se construiesc, se deconstruiesc. Și se pot reconstrui ca și identități. De ce? Pentru că în momentul în care uh, încercăm să facem această definire conceptuală, trebuie să luăm în considerare mai multe elemente, adică atât ființa umană, cât și elementele contextuale uh, prin care se definește și uh, acestea le-am le clasificat uh, luând în considerare contextul sociocultural, dar și elementul uh, de. Definirea conștiinței religioase, respectiv această dihotomie sacru-profan. Prin urmare, ca să putem vorbi despre componente internaționale, aveți aici toate, toate, toate conceptele pe care le-am luat în considerare și mă duc destul de, de repede. În momentul în care Vorbim despre, despre mit, mă interesa să vedem dacă, de fapt, de unde am pornit. Am pornit de la faptul că în textele literare existau numeroase semnificații ale acestui, a acestei sărbători, care Făcând o comparație cu elementele de ritual folcloric, în momentul respectiv, am dat seama că există acest, acest nivel de resemantizare sau de îmbogățire semantică. Prin urmare, am vrut să văd dacă putem vorbi despre uh, un element care să. Un, ca, deci, este folosit mitul un, ca un instrument. Uh, în momentul în care. Se resemantizează sensurile sau uh, vorbim despre mit ca și un instrument de cunoaștere sau uh, vorbim despre acea permanență uh, în, uh, la nivel psihic uh, a unei actualizări uh, prin această nevoie de reconstituire uh, a unui context. Uh, prin urmare, uh, am lucrat pe aceste, pe aceste, teorii și o să mă duc, deci asta este ceea ce vă explic, este mult mai simplu dacă le voi uitați puțin pe aceste scheme. Am, am, am încercat să schematizez Ceea ce eu am înțeles din bibliografia pe care am citat-o, și uh, l-am văzut în două în două postaze. Un instrument folosit ca și metodă de investigare, într-un anumit domeniu, și aici am dat ca și exemple sociologia, etnologia și uh, etnografia, sau un element al un, uh, constitutiv al unei realități. Și aici, uh, în funcție de teoriile pe care le-am analizat, se poate vorbi despre această realitate exterioară uh, în care. Uh, mitul uh, se poate observa prin metoda fenomenologică și prin cea hermeneutică, uh, având în vedere acei uh, uh, autor studiați, antropologia culturală, lingvistica structurală, semiotica, mitanaliza sau istoria religiilor, depinde de punctul de vedere. Sau ceea ce mi se părea mie mult mai apropiat de ceea ce înțeleg că avem acum, într-un secol al Mă rog, al 21-lea, mitul se reconstruiește la nivelul unei realități interioare și aici vorbim despre uh, domeniile de uh, interes care țin de psihologie sau psihanaliză. Uh, și apoi, ce a mai, mai luat în considerare a fost modul în care se raportează omul la mit. Și avem această perspectivă ontologică atunci când vorbim despre sfera filozofiei religiilor sau culturii, sau la fel vorbim despre cele două tipuri de realități, exterioară sau interioară, și aici vorbim despre, mă rog, le-am tot, le tot sub, împărțit în diverse categorii și am vorbit despre această perspectivă obiectivă subiectivă, unde mitul vine din exterior, el este cel care construiește realitatea exterioară, există această cosubstanțialitate cu elementul cu uh, această comuniune cu uh, o identitate religioasă uh, și uh, religiozitatea este parte uh, activă uh, din, uh, din, cum este acolo în totemii și Animis, parte activă în conștiința uh, omului, sau putem vorbi despre această perspectivă obiectivă în care mitul este doar o relație, o, un element de relaționare între, între om și sacru, între o categorie a realității, uh, dar și în această situație uh, sentimentul religios este exterior, este dat de, o, de un element ce vine să completeze această, acest imaginar uh, al omului. Iar uh, atunci când vorbim despre perspectiva subiectivă, vorbim, bineînțeles, de o categorie a conștiinței. Și uh, ceea ce m-a ajutat pe mine. În analiză a fost această perspectivă manieristă când mitul devine un concept operațional uh, și care uh, este utilizat apoi în explicarea uh, unor uh, texte uh, literare, tocmai prin faptul că uh, mitul se resemantizează. Uh, deci, uh, ca să, ca să existe o mai mare ancorare, ca să să spun așa, în realitate. Acest lucru, deci, am pornit de la, de la identificările teoretice pe care le-ați le vizualizat anterior și am urmărit apoi o posibilă reprezentare ritualică într-un studiu de teren pe care l-am făcut în Maramureș cu mult timp în urmă și vă spun că de atunci am simțit nevoia, am revenit la această temă tocmai pentru că există noi manifestări la nivel de ceremonial, dar în acel moment pe mine mă interesa să văd modul în care la acel nivel se păstrează un element ritualic care, configurează, care se configurează din exterior și din interior prin. În elementul uh, religiosului. Aici doar vă pun câteva dintre uh, elementele de configurare a spațiului pe care, uh, care le-am vizualizat, mănăstirea Lohia. Deci toate acestea au, au făcut parte din cercetare sau ca să, ca să construiesc un, un context sociocultural în care se performează acest ritual. Uh, așa, Biserica din Șurdești. Și apoi în Vișeu am discutat, am avut câteva interviuri cu uh, oamenii ai locului și aici ce vedeți este uh, performarea uh, în dublu sens, că aici vorbim despre această androginie cosmică, uh, este încercarea aceasta de a ține pe cer soarele prin confecționarea de fetiele, așa se numesc ele acolo în în bișeu, pe care le învârt copiii și care acest ritual, pe care îl vedeți aici seara, se întâmpla după slujba după ceremonia religioasă, în care biserica era înconjurată de grupul de femei. Deci vorbim despre această suprapunere a două a două elemente, de fapt un substrat mitologic păgân și stratul creștin în care femeile sărbătoresc Sfântul Ioan de Vară, iar ceremonialul focurilor, de fapt, încearcă să... să să transpună mai multă viață soarelui care urmează să, să fie mult mai, mai puțin pe cer prin faptul că și aici cu asta de fapt și și încheie prezentarea prin faptul că la nivel ideatic s-au suprapus, la nivel nu ideatic, la nivel mitologic s-au suprapus mai multe, mai multe straturi care au legături extrem de antagonice, ca să le numesc așa. Vorbim în această zi de o celebrare, o celebrare dublă a feminității și a masculinității, a soarelui și a lunii, într-o singură, într singură zi, pentru că aceste, aceste ceremoniale s-au suprapus. De aceea am avut îndrăzneala să consider că în această zi putem vorbi despre acea androginie cosmică, tocmai pentru că în acest moment da, lumea are, în, ca, și reper, ca și reper cultural sau contextual sau de raportare la acest ritual, această dublă perspectivă. Prin urmare, am clar, mitul rămâne o constantă, chiar dacă el se metamorf metamorfozează sau se resemantizează și el poate deveni, ca asta s-a întâmplat, devine un element al, al psihicului uman sau poate pierde în cazul, în cazul cum s-a întâmplat cu sânzienele timp de aproape 100 de ani, se poate pierde această relațională directă cu, cu individul pentru că apoi resemantizarea să se, să se Uh, Să-și uh, să recapete uh, anumite sensuri, dar într-o formă, într-un construct într-un construct mental de fapt și nu, uh, și nu ritualic. Uh, ceea ce de fapt se întâmplă prin uh, festivalul uh, Sânzienelor, care este deja cred că la șaptea sau opta ediție în, în Bucovina și prin mai multe alte tipuri de festivaluri care uh, s-au succedat uh, de-a lungul celor, uh, mă rog, 20 de ani de când uh, am început această cercetare. Și mi-am propus uh, să văd modul în care festivismul sau modul în care, uh, mă rog, acum se și suprapune peste această Ziua ei, mă rog, ea se suprapună peste această zi a, a, a sânzienelor, s-a -a revigorat la nivel, la nivel conceptual acest ritual, dar eu l-am simțit și asta este propria mea trăire. Eu l-am simțit departe de, de ceea ce însemna. Consubstanțialitatea cu divinitatea, deci ceea ce înseamnă de fapt ritualul în sine, existența acelui element al religiosului, tocmai prin faptul că s-a trecut în acest festivism și a fost o construcție de tip mental, din punctul meu de vedere, foarte asemănătoare cu ceea ce s-a întâmplat cu deconstruirea mitului sau resemantizarea lui în literatură. Deci, vorbim despre arte vizuale. Și nu despre literatură. Un pic de bibliografie. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă sunt întrebări, am încercat să fiu foarte scurtă, nu știu dacă am reușit să fiu, să fiu coerentă. Au fost niște zile extrem de dificile pentru mine. Unele persoane știu lucrul ăsta și vă spun că mi-am făcut prezentarea printre, printre chemările mamei care este extrem de bolnavă în pat. Vă mulțumesc! Merci beaucoup pour votre intervention, Madame Plassani-Blato. Alors, avant de passer à la prochaine session, à la session.